Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel și candidat la alegerile prezidențiale din partea USR, trăiește într-o casă pe care o descrie drept căminul visurilor sale. Locuința, situată în mijlocul naturii, este locul în care și-a investit toate economiile și și-a împlinit visul din copilărie, o casă la munte, aproape de pădure și cu un pârâu în apropiere, casa Elenei Lasconi. Achiziționată în urmă cu 21 de ani, era inițial o construcție dărăpânată, gata să se prăbușească. Totuși, candidata la prezidențiale a văzut potențialul locului. Amplasată la marginea orașului, locuința are un etaj, panouri fotovoltaice pe acoperiș și o curte spațioasă care denotă liniște și tradiție. La intrare, o masă cu două scaune sub vița de vie invită la momente de relaxare, iar în spate, grădina include o livadă cu pomi fructiferi. Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoți, că o să am un șorț și o să fac cozonaci. A povestit ea cu nostalgie. Este căminul meu de vis, locul unde am pus suflet și unde am găsit liniștea pe care mi-am dorit-o întotdeauna, a mai mărturisit Lasconi.